slăbirea câmpului magnetic al Pământului. Este cel mai serios argument în ceea ce privește vârsta tânără a Pământului. Evoluționiștii nu îl pot contrazice cu nimic. Oamenii de știință măsoară parametrii Pământului începând cu anul 1835. Câmpul magnetic al acestuia slăbește, se contractă cu fiecare an. În ultimii 182 de ani, câmpul magnetic a pierdut 16% din energie. Dacă ne-am întoarce cu 6.000 de ani în urmă, la momentul creației Pământului, câmpul magnetic ar fi de 20 de ori mai puternic. Viața poate exista în asemenea câmp magnetic, însă dacă ne-am întoarce cu peste 8.000 de ani în urmă, câmpul magnetic ar fi atât de puternic încât ar omorî tot ce este viu pe Pământ. Milioane și miliarde de ani, despre care vorbesc evoluționiștii, sunt doar mituri și fantezii. Religia lor necesită o credință în miliarde de ani, dar nu există niciun fel de dovezi că Pământul ar exista de atât de mult timp. Datele științifice prezente demonstrează că Pământul este tânăr. Astăzi, escroci, corupți, șarlatani sunt peste tot. Astăzi mă uit și analizez cine este un om de știință și cine nu este. Nu pur și simplu dacă este om de știință, este Dumnezeu. Sau dacă este doctor, este Dumnezeu. Am venit și spun, Iisuse, ce să fac? De aceea a și venit Iisus ca noi să avem lumină și pricepere, ca să nu fim copiii întunericului. Deoarece întunericul va distruge în primul rând viața noastră, ca să nu devenim doar niște marionete și ca nimeni să nu poată să ne folosească în diferite interese, dar ca să fim lumină și binecuvântare pentru această lume. Toate lucrurile tainice devin descoperite și toate minciunile pe care le-au început Darwin și toți acei savanți strâmbi care au mințit, totul este demascat. Trebuie să tragem concluzii, pentru că au fost diverse descoperiri greșite și alte lucruri care cu timpul s-au demonstrat că sunt neadevărate. Iar ce scrie în Biblie se arată că este adevărat și cu cât mai mult trăim, vedem că Biblia spune adevărul, istoria, faptele, creația care sunt descrise în Biblie, ele se confirmă. Iar născocirile oamenilor care sunt satanice, ele sunt demascate mai devreme sau mai târziu. Trageți concluziile, pentru că prețul este raiul sau iadul. Bineînțeles, câmpul magnetic, noi am vorbit, este un fapt științific, el se micșorează. Și dacă am mări câmpul magnetic, atunci, cu mai mult de 10.000 de ani în urmă, nu ar fi fost posibilă nicio viață pe Pământ. La un asemenea câmp magnetic ar fi imposibilă viață pe Pământ. Și bineînțeles, Pământul are sub 10.000 de ani. Și dacă are 6.000 de ani, atunci toate lucrurile coincid.